În semn de solidaritate cu persoanele care suferă de diabet, membrii Lions Club Câmpul Lung Negru Vodă și Leo Club Câmpul Lung Leo Lușăn au desfășurat și anul acesta o serie de activități care să atragă atenția publicului larg cu privire la impactul pe care diabetul zaharat îl are asupra evoluției vieții omului, dar și pentru a sprijini lupta împotriva diabetului. Acțiunea de astăzi are rol de a preveni și de a încuraja populația să aibă un stil de viață cât mai sănătos, să țină o dietă cât mai sănătoasă, mai puțin stres, mai multă activitate fizică. A fost organizat un atelier de gătit, în cadrul căruia leuții au pregătit un fel principal, o rețetă pentru diabetici, dar nu numai. Sub îndrumarea asistentului generalist principal Alina Iarca și ajutați de Mihai Ghinea, gazda acestui eveniment, copiii au gătit pui cu ciuperci și varză. Rețeta pe larg o veți putea urmări în cadrul emisiunii noastre Șef la tine în bucătărie. Pe lângă o supă am avea nevoie de acest meniu, ciuperci cu pui. Pe lângă acestea îl vom asezona și cu ceva dulce, împreună încercând să ajungem la aproximativ 350 de kilocalorii pe masă. Preferăm ca în decursul unei zile să ajungem cumva la 2000 de kilocalorii, să nu depășim acest prag, pentru a ne menține sănătoși și a fi într-o stare foarte bună. Acțiunea dedicată Zilei Mondiale a Diabetului Zaharat a mai cuprins și un atelier de lucru manual pentru copii. Noi vedem acțiunea ca una de informare și de conștientizare. Până acum, ai mai avut de-a face cu astfel de acțiune? Da, am mai avut și anul trecut, am mai făcut. Ce impact a avut asupra ta? Asupra mea a avut un impact pozitiv, deoarece m-am pus în pielea persoanelor care au au diabet și m-a făcut să realizez că este foarte dificil să trăiești cu o boală de genul. Ai în familie sau în rândul prietenilor o persoană care a fost diagnosticată cu diabet? Am în rândul prietenilor o persoană. Este greu și pentru ea, dar viața merge mai departe. Astăzi ne-am gândit să organizăm o activitate. O să avem două ateliere, unul de lucru manual, după cum observați, îl desfășurăm acum, unde o să facem brățări și plăsuțe reutilizabile cu culorile specifice diabetului, albastru și alb, și o să avem și un atelier de gătit, unde o să facem două rețete pentru diabet. Obezitatea, bolile cardiovasculare, alimentația nesănătoasă, viciile, sedentarismul sunt câțiva dintre factorii ce determină apariția diabetului. În fiecare an, la nivel global, peste 4 milioane de persoane mor din cauza diabetului zaharat, iar aproape 70% din cazurile de diabet zaharat tip 2 pot fi prevenite prin adoptarea unui stil de viață sănătos. Prezentă la eveniment, Alina Iarca, asistent generalist principal în cadrul Spitalului Municipal Câmpul Lung, secția de diabet zaharat și boli de nutriție, le-a vorbit copiilor despre această boală, despre factorii de risc, dar mai ales despre prevenție. Diabetul este o afecțiune cronică a metabolismului, caracterizată prin niveluri ridicate de glucoză în sânge, din cauza producției insuficiente de insulină sau a rezistenței la insulină. Tipuri de diabet. Avem două tipuri de diabet. Diabet zaharat de tip 1, în cazul în care organismul nu produce suficientă insulină, și diabet zaharat de tip 2, în cazul în care organismul nu poate utiliza eficient insulina produsă. Ziua Mondială a Diabetului a fost marcată pentru prima dată la 14 noiembrie 1991, la inițiativa Federației Internaționale a Diabetului, cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății. Pe scurt, această zi reprezintă un prilej de a ne reaminti că diabetul zaharat este o problemă majoră de sănătate publică. În România, specialiștii consideră că diabetul afectează peste 1 milion de oameni, dintre care aproximativ 2800 sunt copii.